Bun, și începem mai departe. Auzi tu, la București, numai țiganii conduc Dacie. S-o crezi tu, în țară, Dacia e mașină? Auzi tu, dacă ai contact cu Bucureștiu, te luminezi, da? S-o crezi tu, fiecare oraș și comună și județ are propriile lui legi. Nu e așa? Că doar o să ajungem cu toții cândva la Mititica. A, și domnul primar Mazăre a făcut sambadrone în toată Mamaia, cu faraoni, naziști. Cu, hai să spunem, doamne, cu fundul și țâțele mari. Așa. Și n-a ascultat de legea județului și a orașului în care am candidat. Astfel că a ajuns nimic mai mult decât la Mitidica. Bun, și acum continuăm mai departe. Auzi tu, toată lumea poartă acum o mașină străină, nu o Dacia pricăjită. Auzi tu, în momentul când am cumpărat-o eu, tu nici nu te gândeai la așa ceva. Auzi tu, când am luat-o eu, era singura mașină disponibilă pe piață. Auzi tu, tu compari vaca cu bou. Amândouă dau lapte. Una face lapte pentru mânz și om, și bou face lapte sau lapți pentru a rămâne însărcinată vaca și a perpetua rasa. S-o crezi tu? Bou nu face lapte. Știi? Și tot așa.